Deschidem Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 2, de unde avem textul din calendar. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre câteva simboluri ale Duhului Sfânt, începând cu cele specificate aici, în acest pasaj, fapte capitolul 2, primele patru versete. În ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Amin, amin. Vă invit respectos să reocupați locurile Duhul Sfânt sau Duhului Dumnezeu sau Duhului Hristos sau Duhul Adevărului sau Duhul cu D reprezintă și este a treia persoane, a persoană din Trinitate Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt Tatăl este mai evident în Vechiul Testament. Fiul ni se descoperă în Noul Testament. Duhul este vizibil și în Vechiul Testament și în Noul Testament, dar e persoana din Trinitate mai tainică, mai retrasă, mai ascunsă parcă nu vrea să fie văzut. Duhul Sfânt parcă nu este interesat în sine, nu vrea să se vorbească despre sine, nu vrea să fie băgat în seamă, nu vrea să atragă atenția. Este persoana cea mai tainică din Trinitate. Chiar de aceea, cuvântul ne spune că atunci când va veni mângăitorul, atunci când va veni Duhul Adevărului, Menirea lui va fi să-l proslăvească pe Hristos, nu să vorbească despre sine, despre lucrarea lui, ci despre lucrarea Domnului Hristos. Duhul Sfânt e mai greu de înțeles decât Tatăl și Fiul. Despre Tatăl și Fiul avem mai multe versete. Mintea noastră poate să contureze, să perceapă oarecum mai clar. Cine este tatăl, cine este fiul și cine este Duhul Sfânt e mai greu. Unii cred că Duhul Sfânt e doar o putere. Nu că e o persoană, așa cum e tatăl și cum este fiul. Nu de asta ne ocupăm în seara aceasta, ci doar introductiv am vrut să amintesc lucrul acesta. Că în mod intenționat Duhul Sfânt se ascunde lucrarea lui este mai tainică. Duhul Sfânt îl scoate în evidență pe tatăl și pe fiul și nu caută să fie proslăvit, nu caută să îi se aducă închinare. Trinitatea este una din tainele sau misterele teologice, din modul în care noi gândim și înțelegem E imposibil să pricepi cu mintea logică cum există trei persoane un singur Dumnezeu. E o, e o taină. Lucrul acesta îl acceptăm prin credință fără să-l percepem pe deplin. Și nu trebuie să-l percepem pe deplin că nu vom reuși. E o taină. Au încercat oamenii de-a lungul viacurilor. Și Dumnezeu n-are cum să fie înțeles de noi pe deplin, că n-ar mai fi Dumnezeu. Am fi și noi ca și el. Noi suntem limitați, Dumnezeu e infinit. Acceptăm prin credință, Biblia vorbește clar despre Sfânta Trinitate. Fără ca să înțelegem și să putem explica pe deplin cum sunt trei într-unul, a doua taină în teologie este umanitatea și divinitatea Domnului Hristos. Cum Domnul Hristos e 100% om, 100% Dumnezeu? Nimeni nu poate explica pe deplin lucrul acesta ca să fie înțeles cu mintea logică. Și apoi a treia taină este predestinația. Suntem predestinați sau nu suntem predestinați? Și astea le putem da păstă până vine Domnul și tot nu dăm de capăt că de-a lungul secolelor teologii au scris au scris volume și teze și doctorate și tot ce vrei, au scris despre subiectul acesta și tot neînțeles este, pentru că este cu adevărat o taină, că în timp ce ești predestinat, totuși nu ești predestinat, că tu ai un cuvânt de spus și ai o alegere. Și încearcă să le împaci pe astea două. Și nici nu-i bine să se intre în subiecte de discuție interminabile pe marginea acestor taine. Ne limităm la ceea ce spune Scriptura, dar revenind din nou la Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este așa de tainic și lucrarea lui este așa de tainică și persoana lui este așa de tainică, totuși Scriptura ne dă câteva simboluri ale Duhului care fiecare la rândul lui din aceste simboluri ne descoperă un adevăr, o fațetă a lucrării și a persoanei Duhului Sfânt. Primul simbol la care ne oprim în seara aceasta este vântul vântul. Deodată s-a auzit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și nu-i pentru prima dată când vântul este asociat cu prezența lui Dumnezeu sau puterea lui Dumnezeu. În Genesa 3 cu 8 Scriptura ne spune că în fiecare dimineață Dumnezeu venea să îl viziteze pe Adam. Când venea sau cum venea? În răcoarea dimineții, traducerea noastră și corect, dar la subsol arată că însemnătatea e vântul. Adică într-un vânt, în răcoarea dimineții, în adierea vântului, venea Dumnezeu ca să stea de vorbă cu Adam. Și noi înțelegem, și încă de 30 și ceva de ani în urmă, când am început să studiez Scriptura, așa mi-a plăcut să și a, am avut o satisfacție să înțeleg acest cuvânt. Așa cum a venit Dumnezeu dimineața, în răcoarea dimineții, în vântul acela care sufla în grădină ca să stea de vorbă cu Adam, așa în ziua de Rusalii a venit Dumnezeu prin Duhul Sfânt, trimițând vântul ceresc ca să umple casa unde se rugau primii ucenici. Vântul, răcoarea dimineții, apoi despre vânt, Scriptura vorbește prin Domnul Hristos Ioan 3 cu 8, vântul este asemănat cu mișcarea Duhului, vântul este auzit dar nu se mișcă, dar se mișcă tainic, fără ca cineva să poată controla. Vântul suflă în cotrovrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu cine este născut din Duhul. Explică de unde vine vântul și unde merge și încotro merge și unde se oprește. Tot așa poți să explici și lucrarea Duhului. Pentru că nu este sub controlul unui om și nu poate fi coordonată de un om. Este Dumnezeu la cârmă. Vântul nu este sub controlul oamenilor. Duhul este asemănat sau simbolizat cu un vânt. Vântul este răcoritor, aduce prospețime, curățește crengile copacilor. Strânge gunoiul de pe stradă, într-o parte, într-un colț și face curățenie. Focul, al doilea simbol al Duhului, în, cap, în versetul 3, niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-a așezat câte una pe fiecare din ei. Niște limbi ca de foc în foc a fost răpit și Ilie la cer. Vă rog să proiectați doi împărați, doi cu 11. Doi împărați, doi cu 11. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Wow! focul și vântul care îl ia la cer pe Ilie. Ce vorbește Noul Testament și Sfântul Pavel despre răpirea bisericii? Cine va face răpirea? Cine lucrează la răpire? Cine realizează transformarea? Cine? Duhul Sfânt! Duhul Sfânt este Cel care răpește biserica la cer. Și iată că în Vechiul Testament Duhul Sfânt apare în foc și vânt. În ziua de Rusalii, foc de sus. Focul este purificator, focul curăță, focul sfințește, focul ia aurul și-l face mai curat unul pentru unul cu șapte, încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc. Matei 3, 11, cât despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cine vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Focul e pasiunea pentru Dumnezeu. Focul este cel care arde impuritățile, cel care ne face mai curat. Botezul cu Duh și botezul cu foc, focul încercării, focul durerii, focul necazului. Cât ne plângem noi, cât ne plângem noi, românii specialiști, cred că mai mult ne plângem noi ca și alții. Parcă africanii se plâng mai puțin, americanii nu știu cât se plâng și ei. Dar românii sunt specialiști la plâns. Și ca unul care merge în România de 35 de ani, îi aceeași poezie, nu s-a schimbat în România, aceleași plângeri. Așa s-au plâns oamenii în 89, așa s-au plâns oamenii în 90 după ce a căzut comunismul, în 2000, în 2005, 2010 și acum tot așa se plâng. Și eu încerc să-i conving, mă, români, buni, România e frumoasă, s-o schimbat România, mă, nu vă mai plângeți. Nu vă mai plângeți. Că România arată mult mai frumos decât cum a arătat cândva. Și voi v-ați remodelat case și acum aveți mașini în curte. Dar tot nu-i bine, tot nu destul. Românul să plânge, el să simte bine dacă își plânge de milă. Nu ne dăm seama că atunci când vine necazul, când vine încercarea, vine cu un scop purificator, Dumnezeu ne face bine. Atunci când e greu, noi ne plângem, vai ce greu, e vai ce greu. -i. Și nu ți dai seama că e mâna Domnului care te curățește, care te sfințește. Mulți dintre dumneavoastră, dacă sunteți sinceri înaintea lui Dumnezeu, recunoașteți că dacă Dumnezeu n-ar fi îngăduit anumite necazuri și suferințe peste viața dumneavoastră, n-ați fi în biserică. Poate ați fi întors spatele lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a avut grijă de sufletul tău și de sufletul meu. Este focul Duhului Sfânt care purifică, acela care curățește, care sfințește, dar este și focul care aprinde pasiune pentru Dumnezeu. Frați și surori, eu cred că lumea asta ar arăta diferit Țara asta ar arăta diferit, fraților, dacă copiii lui Dumnezeu creștini adevărați ar fi plini de duc și de foc pentru Dumnezeu. Țara asta ar fi diferită. Și noi cred că am răcit. De la COVID încoace s-au răcit de-a de Dar nu că ne curge nasul, că poate să ne curgă nasul. Nu că mai tușești din când în când, că n-ai nimic că dacă trăiești în corpul ăsta mai și tu șești. Nu că te doare capul, că nu e așa mare bai, ci că s-a răcit dragostea, s-a răcit pasiunea, s-a răcit interesul. Am înțeles că după COVID sunt biserici care nu mai încep de la nouă slujba, pentru că au zis, Măi, acum dacă pe vremea COVID-ului o mers fără biserică, tot e mai bine acum decât cum a fost înainte. De ce? De ce se stinge focul pentru rugăciune, pentru închinare adevărată, pentru mântuirea oamenilor, pentru binefacere, pentru răbdare, pentru tot ce este sfânt? De ce se stinge focul ăsta? De unde vine focul ăsta? Ce lipsește bisericii? Ce lipsește credinciosului? Fraților, răspunsul e aici. Lipsește focul ăla pe care l-ai avut la început. Licește focul ăla care a ars la început. Că ai fost în stare să strigi în gura mare de la cooperativă și până în capătul satului. Ai fost în stare să strigi în gura mare că Isus Hristos este Domnul și că El e Mântuitorul și că El iubește lumea. Și acum ai uitat aproape că ești copil al Domnului și te mulțumești cu o stare de apatie și neputință și nepăsare. Dacă este un lucru care. Îl doresc pentru mine și pentru Biserica Domnului. E să mai sufle vântul ăla de la Rusalii și să mai aprinde focul acela de la Rusalii. Asta lipsește Bisericii Domnului Hristos din zilele noastre. Biserica cea care a țipit, care a dormit, care se complace cu lumea, care îi satisfăcută doar să aibă nume frumos. Așa cum spunea Domnul în Apocalipsa, să merge numele că trăiești. Noi suntem un popor al lui Dumnezeu care declarăm că depindem de Dumnezeu și în seara asta, frate și soră, judecă-te pe tine însuți, pe tine însuți care asculți, judecă-te și vezi unde e plinătatea Duhului în inima ta. Cât mai arde focul în tine pentru Dumnezeu, pentru Evanghelie, pentru cei nemântuiți, pentru sfințenie, pentru adevăr. unde e pasiunea? Este sau nu este? Dacă nu este s stins? Dar n-am vești rele în seara asta. Că Biblia spune că și mucul ăla care mai fumegă. Poate că ești un muc care fumegă. Mai e o licărire. Dar vine vântul. Uf, și se aprinde. Poate să se aprinde. Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al treilea simbol e apa. Al treilea e apa. Ioan 4 cu 14. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viață nu va fi sete, ba încă apa pe care o voi da eu, se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Și merge mai departe la Ioan 7, 37 la 39. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a prasnicului, Isus a stat în picioare și a strigat. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râul de apă vie. Iată apa care intră, se transformă într-un izvor și care curge în afară spunea cuvintele acestea despre cine? Despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus încă nu fusese proslăvit. Duhul Sfânt care apa vie, care se coboară în noi și acolo se deschide un izvor un izvor care alimentează pe alții, un izvor care țâșnește în viața veșnică. Apa înseamnă viață. Noi cei din Arizona știm mai bine ca toți din America. Noi cei din Arizona știm ce înseamnă valoarea apei. Și aici, în statul ăsta, e o încălcare de lege să-ți ceară cineva un pahar de apă și să nu-i dai. Te poate duce la cort. Că apa este esențial. esențial oriunde, dar aici mai mult ca în altă parte, că ea e aerul uscat și aici nu poți să supraviețuiești fără apă. Apa înseamnă viață. Nimeni nu poate trăi fără apă. Prin excelență, apa oferă viață și apa trebuie să fie curată. Apa care dă viață sufletului nostru este Duhul lui Dumnezeu care se coboară în inima noastră. Apa asta înseamnă o spălare continuă, o curățire continuă. 3 cu 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprienire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Fraților, în fiecare zi trebuie să trăim alimentați din acest Duh. În fiecare zi trebuie să umblăm călăuziți de Duhul, luminați de Duhul, umpluți de Duhul, conduși de Duhul. Pentru că numai în felul acesta poți să ai o viață curată, o viață folosită de Dumnezeu, o viață cu pasiune, cu interes. Suntem așa de orbiți de lucrurile acestui pământ și trebuie să mai vină așa câte o înmormântare, câte un necaz, ca să ne dăm seama că toate care sunt aici, toate lucrurile astea au așa de puțină însemnătate ce are valoare, este ceea ce a pus Dumnezeu în noi, ceea ce pune Dumnezeu în noi și ceea ce strângem pentru împărăție. Avem nevoie de apa Duhului, apa vie și curată și sfântă, din care să ne adăpăm și din care să se poată și alții adăpa. Cel mai cei mai mari dușmani ai bisericii și ai credinciosului ascultați-mă, sunt tocmai lucrurile pe care le caută toată lumea, ăștia sunt cei mai mari dușmani, dacă sunt puși împreună. Și nu cred că vă spun un lucru nou. Primul, e libertatea. Toți caută libertate. Noi vrem libertate. Majoritatea care am trecut frontiera, am trecut frontiera pentru libertate. Omul caută libertate. Și dulce libertatea, e frumoasă libertatea. După libertate, căutăm bunăstare, bani, să nu mai fii sărac, să nu fii cercetor, să nu depinzi de unul și de altul, să te descurci bine, cauți bani. Și binecuvântat să fie Domnul că cei mai mulți, frați și surori, nu duc lipsă de nimic. Și cei care mai duc lipsă sunt ajutați de alții care au fost binecuvântați de Dumnezeu mai mult. Și toți sunt binecuvântați de Dumnezeu. Ăsta al doilea lucru pe care îl caută toată lumea. Oriunde te duci, toată lumea e flămândă după bani. Pentru că banii sunt necesari. Ai nevoie de bani ca să supraviețuiești. Libertate și bani. Și ce mai caută oamenii? Sănătate. Oamenii caută sănătate. Mai mult ca orice. Și am văzut în anii trecuți cu covid cât de mult caută oamenii sănătate. Acum vorbeam despre aceștia ca și cei mai mari dușmani. Știți că ăștia, când sunt puși împreună, sănătate, libertate și bani, când sunt puși toți trei împreună, ăștia sunt dușmanii credinței și a bisericii și a poporului lui Dumnezeu, pentru că în momentul în care oamenii le pe toate acestea trei, intră în nepăsare, în dezinteres, într-o... Răceală spirituală și o sleire de puteri și o absență a Duhului. Pentru că omul, dacă e liber, dacă e sănătos și dacă are bani, nu-i mai trebuie nimic. Dacă suntem oamenii ai lui Dumnezeu și dacă le avem pe toate astea trei, să nu lăsăm pe diavolul să ne orbească și să credem că nu mai avem nevoie de nimic. Asta vine diavolul și spune, mă, dacă ai bani, libertate și sănătate, nu-ți mai trebuie nimic. Nu! Înainte de astea trei avem nevoie de Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Și dacă îl avem pe Dumnezeu și pe Duhul Sfânt și dacă ne păstrăm credința și pasiunea pentru împărăție, apoi și celelalte trei pot să fie ajutătoare. Dar uitați-vă în societate și în lume Citiți istoria și o să vedeți, când toate astea trei au colaborat și au fost împreună într-o societate, oamenii n-au mers înspre Dumnezeu, ci au coborât de la Dumnezeu. Avem nevoie de apa vie care dă viață din Dumnezeu. A patra, al patrulea simbol este pecetea, pecetea, ștampila, sigiliul, și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Efeseni 1 cu 13. Efeseni 4 cu 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Dați-mi voi să fac o paranteză pe care n-am pregătit-o pentru seara asta, dar când am citit Duhul Sfânt, mi-a șoptit lucrul acesta. Că unii se întreabă, dar cum întristez pe Duhul Sfânt? Ascultă-mă, ori de câte ori faci ceva împotriva cuvântului și împotriva voinței lui Dumnezeu, îl întristez pe Duhul Sfânt. E simplu, nu trebuie să filozofezi, să mergi, să găsești, să auzi nu știu ce predici, să despici firul de păr în patru. Ascultă-mă, ori de câte ori faci ceva care este împotriva cuvântului și voii lui Dumnezeu, îl întristezi pe Duhul Sfânt. Și Scriptura spune să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Duhul Sfânt este o pecete. Pecetea este semnul autenticității. Orice lucru care e ștampilat, care are marca, firma, Acum, iară trebuie să fac o paranteză. Și nu știu care, pe care firmă să o folosesc. Că nu vreau să le fac reclamă. Că în spatele lor sunt niște draci și demoni și stricați și homosexuali și oameni fără frică de Dumnezeu. Și surorile noastre și frații noștri le cumpără marfa și le cumpără marfa și se îmbracă cu ea și le poartă și se încalță. Și nu citiți și nu studiați cine sunt spatele lor. N-aș vrea să rostesc uh, uh, niciun nume. Dar gândiți-vă voi la numele ăla mai, mai grozav. Ăla nu-i făcut în China. Nu-i în China. Dacă e în China, e fals. E fals. Și dacă are ștampila pe el. Și are, dacă are două squares. Știți care sunt cu squares. Așa. Dacă e făcut în China, ăla nu e autentic. Trebuie să fie făcut în Anglia sau undeva unde e firma în putere. E foarte importantă marca, ștampila, semnul trademark. Asta spune că marfa e autentică. Adică este acelui care a pus ștampila. Sigiliul Duhului Sfânt declară, Biblia declară, Dumnezeu declară că tu și eu suntem sau ar trebui să fim creștini autentici, că aparținem lui Dumnezeu, autentici și apartenenți. Pe ce ai semnul autenticității și semnul apartenenței? Aparții celui ce te-a și nu ești fals, ești autentic. Asta spune Duhul Sfânt despre copiii lui Dumnezeu. Asta declară Dumnezeu. Când mergem la stăruință, tineri dragi, frați și surori, când mergem la stăruință și spunem, Doamne, umple de Duhul Tău, Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt dacă nu ești botezat. Când Domnul te botează, Domnul pune ștampila aceea prin care declară că tu ești un credincios autentic și că aparții lui Dumnezeu. Ești proprietatea lui Dumnezeu. Și dacă ești proprietatea lui Dumnezeu, nu mai ești al tău. Și să nu-ți permiți să spui, eu fac ce vreau. Ascultați-mă. Acum, este o anumită vârstă când tinerii sunt rebeli, 15 ani, 16, 17 ani. I do whatever I want, it's my life, I do whatever I want. Dar sunt și oameni în vârstă care sunt adolescenți cu mintea din punct de vedere spiritual. I do whatever I want. I do. This is my life. I do whatever I want. Asta e viața mea. Fac ce vreau. Nu. Nu. Dacă ai venit într-o zi la stăruință și Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt și-a pus pe cetea pe tine, Dumnezeu a declarat că ești proprietatea lui și ești autentic. Asta înseamnă că nu mai ești al tău. Asta înseamnă că ești proprietatea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că în umilință trebuie să pleci capul și să spui, Doamne, vreau să ascult de Tine, vreau să ascult de Tine, nu vreau să fac voia mea, nu pot să fac ce vreau eu, e o brăznicie, e o brăznicie să ai gândirea asta, fac ce vreau eu, nu! Nu, pentru că noi nu trăim pentru noi înșine, noi trăim pentru Dumnezeu care ne-a răscumpărat, pentru că Hristos și-a dat viața pentru noi, Hristos a murit pentru noi, pentru ca noi să trăim pentru El! și pentru împărăția Lui. Atenție mare! Vrem stăruință, vrem botez cu Duhul Sfânt, toți vrem să fim botezați și cei mai mulți suntem slăviți să fie Domnul, dar asta înseamnă că aparținem Lui Dumnezeu. Suntem proprietatea Lui. Și să dea Domnul să fim, să trăim o viață autentică, să dovedim cu viața noastră că ce spune ștampila este adevărat. Al cincilea, porumbelul. Porumbelul. De îndată citesc din Matei 3 cu 16, de îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerul s-a deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venim peste el. Asta e extraordinar. Știți că toate cele patru evanghelii, inclusiv Evanghelia după Ioan face specificare la lucrul acesta, toate cele patru evanghelii arată că s-a coborât Duhul Sfânt în chip de porumbel. Așa l-au văzut. Dacă pe Elie l a luat focul, nu l-a luat porumbelul, peste Hristos a coborât porumbelul. Ăsta e un alt simbol al prezenței Duhului Sfânt. De ce a ales Dumnezeu porumbelul? De ce a făcut lucrul acesta? Probabil pentru că porumbelul este simbolul curăției și a blândeței și Matei 10 cu 16, Domnul Hristos spune că porumbeii sunt fără răutate, să fiți fără răutate ca porumbeii. Dar porumbelul este simbolul prezenței și a întrupării Duhului Sfânt peste Hristos Domnul când a ieșit din apă. De aceea pentru biserica pentecostală în multe părți ale lumii în loc de cruce e porumbelul. Porumbelul este simbolul oamenilor care cred în Rusalii și în modul în care Dumnezeu botează la Rusalii. Deși că la Rusalii nu s-a coborât porumbelul. La Rusalii s-a coborât vântul și focul. La botezul Domnului Hristos s-a coborât porumbelul. Dumnezeu alege să se descopere în diferite feluri pentru ca să înțelegem diferite aspecte ale Duhului și a lucrării lui. Apoi șase arvuna, arvuna Efeseni 1 cu 13 și voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el da? Și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre prin răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Arvună e down payment. Amvună, arvună este garanția că cuvântul sau contractul se va consuma, se va duce la finalizare. În 2 Corinteni 1 cu 20, Apostolul Pavel spune, el ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. 2 Corinteni 5, 5 și cel ce, ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Garanția că ce a început Dumnezeu va termina. Garanția că cuvintele Domnului Hristos și profețiile, promisiunile Lui se vor duce la îndeplinire. Dacă cineva își pune întrebare vis-a-vis -vis de răpire, mă îndoiesc că e botezat cu Duhul Sfânt. Știți că e contradicție de termen. Dacă ești botezat cu Duhul Sfânt, plin de Domnul cu Duhul Sfânt, n-ai cum să pui sub semnul în întrebării răpirea, că tocmai asta e garanția. Dumnezeu când te umple de Duh, îți garantează că într-o zi va schimba trupul stării noastre smerite prin puterea pe care o are El de a supune toate lucrurile și ne va face asemenea cu trupul slavei sale. Frați și surori, avem arvuna, avem garanția, nu trăim bâșbâind, nu punem în fiecare zi întrebări, oare mă iubește Dumnezeu, oare să mai gândește Dumnezeu la mine, oare când va veni sfârșitul, oare ce va fi după moarte, oare vom învia, oare ce va fi, fraților? Nu-i timp pentru semne de întrebare. E un timp pentru umblare în plinătatea Duhului și a și a certitudinii. În curând va suna trâmbița. În curând Domnul vine, nu știm când vine. Dar ce se vede în lume arată că venirea Domnului e mai aproape decât ne gândim unii dintre noi. Și noi zicem, vină Doamne Iisuse! Și vine o zi în care va suna trâmbița și arvuna Duhului. Ne dă garanția! E garanția că suntem ai Lui și ne va învia în ziua de apoi. Și apoi, în ultimul rând, în seara aceasta, al șaptelea simbol, unde lemnul, unde lemnul. Fapte 10 cu 38. Cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret. Un este simbolul Duhului Sfânt. De aceea facem ungere cu un delem, de aceea facem ungeri pentru oameni când îi ordinăm, chiar dacă nu e obligat lucrul acesta, dar e simbolul Duhului Sfânt. De aceea Scriptura spune că Dumnezeu l-a uns pe Hristos Domnul și, de fapt, în afară de Isus. Al doilea nume este Hristos. Știți ce, știți ce e Hristos? Hristos e Mesia. ce e Mesia? Ce înseamnă Mesia? Unsul. Cel care a fost uns de Dumnezeu. Cu ce a fost uns? Cu Duhul Sfânt. Duhul Domnului. Spune Luca 4, cu 18, citatul din Isaia. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, spunea Domnul Hristos. Despre sine atunci s-a împlinit cuvântul Duhul Domnului peste mine, Duhul Domnului peste tine, e ungerea lui Dumnezeu. În multe locuri în Vechiul Testament găsim pasaje care vorbesc despre ulei și diferite ungeri cu mir. Uleiul are mai multe întrebuințări, după cum și Duhul Sfânt în calitate de un de ceresc împlinește mai multe roluri Uleiul este pentru ungerea rănilor, sunt răni care trebuie unse de Duhul Sfânt și nu le poate unge nimeni. Sunt oameni, bărbați și femei și tineri care suferă în taină. Au dureri adânci, poveri adânci și grele. Nimeni nu le poate rezolva. Nimeni nu le poate tămădui, numai Duhul Sfânt care e un de lemnul sfânt care poate să acopere rana. Uleiul aduce vindecare sufletului și trupului. Uleiul este pentru luminat. Face lumină. Uleiul se punea în candelă, unde lemnul, pentru ca să lumineze, să lumineze fața prioților, să lumineze drumul. Avem nevoie de acest unde lemn sfânt pentru a lumina cărarea vieții noastre. Frați și surori, popor al Domnului. Trăim o vreme în care foarte multă fire și prea puțin Duh. Trăim o vreme în care sunt foarte mulți oameni ambițioși și foarte puțini oameni plini de Duhul Sfânt. Trăim o vreme în care oamenii sunt preocupați prea mult de lucrurile acestui pământ și prea puțin de lucrurile din ceruri și lucrurile lui Dumnezeu. E o vreme tristă, e o vreme grea și de aia lumea e în ceață, e dezorientată, e dezechilibrată și nu mai știu oamenii ce să aleagă și pe cine să creadă. O, dacă poporul Domnului, dacă copiii Domnului s-ar apropia de Dumnezeu însetați ca să fie plini de Duh, n-ar mai fi atâta dezorientare. Dacă ai căuta voia Domnului pe genunchi, în cuvânt, în scriptură, n-ai fi confuz. N-ar trebui să asculți la 10 predicatori și la 10 predici care fiecare vrea să spună ceea ce îți place ție să auzi. N-ar mai fi nevoie de asta. Ar fi suficient să te pui pe genunchi, să se coboare Duhul Sfânt în inima ta, să citești cuvântul, să-ți fie stâmpărat sufletul și știi ce ai de făcut. Ai ști că nu-i bine să înjuri, ai ști că nu-i bine să fur, nu-i bine să bei deloc, nu-i bine să faci alte lucruri, ai ști că nu-i bine să bârfești, nu-i bine să vorbești de rău, nu-i bine să te uiți la nevasta altuia, ai ști toate acestea. Dacă poporul Domnului s-ar întoarce cu fața către Dumnezeu și cu dorința vie ca să fie plin de Duh, asta este nevoie în Biserica secolului 21. Asta e nevoie în orice biserică și în biserica Happy Valley. Și mă rog ca Dumnezeu să facă lucrul acesta cu noi toți. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului. Își dori să ne apropiem de Dumnezeu în rugăciune. Tu știi ceea ce îți lipsește și ce trebuie să cer. Tu știi cât ești de plin sau cât ești de gol. Dacă ești gol, roagă pe Domnul să te umple. Dacă ești plin de jumătate, roagă l pe Domnul să te umple 100%. Dacă nu știi cât ai sau cât-o rămas, roagă te Domnului să completeze. Și cu toții să ne apropiem de tronul Harului.